Salut, astăzi te voi învăța cum să faci o modificare permanentă în instanța ta de Google Chrome. Va trebui să bagi e-mailul și parola și după aceasta, de fiecare dată când instalezi o extensie nouă sau faci un semn de carte nou, se va duce la Google și de fiecare dată când conectați alt device, va face update-ul de la Google. Să încercăm. Ce urmează, se vor face tot felul de instalări, cum am avut eu înainte. De exemplu, un template mai special, niște extensii, semne de carte, tot felul de setări care mi-au plăcut mie înainte. Să vedem. S-a conectat. Acum va începe update-ul. S-au pus semne de carte. S-au instalat câteva extensii deja. O extensie foarte drăguță de la YouTube. Asta o extensie mai ciudată. Tema s-a instalat și ea. Încă câteva extensii. Încă câteva. Și în continuare tot va instala tot felul de extensii care apar aici. Durează foarte puțin, este foarte rapid. Stai sincronizat între instanțele de Google Chrome. De exemplu, ai una pe calculatorul acesta și colegul tău are alta și puteți să lucrați amândoi pe aceeași instanță. Sau stai și pe laptop și pe desktop în același timp. Treaba ta. Sper că te-a ajutat. Salut!